Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, fragmentul evanghelic pe care tocmai l-am ascultat este ultima parte din capitolul 13 după Evanghelia după Sfântul Matei, în care Iisus vorbește mulțimii despre Împărăția lui Dumnezeu. Este capitolul parabolelor împărăției, din care am ascultat în duminicile anterioare parabola semănătorului, parabola neghinei, a grăuntelui de muștar și a plămadei. Astăzi am ascultat parabolele comorii și a perlei și cea a năvodului aruncat în mare. Aș vrea să ne oprim la primele două parabole citite astăzi, să medităm împreună. Ce vrea să ne spună Iisus cu aceste parabole? Vrea să ne spună că ceasul decisiv al istoriei a sosit, adică a sosit pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea a venit la noi, este în mijlocul nostru, este darul gratuit al lui Dumnezeu, oferit din inițiativa sa. În fața darului inestimabil al lui Dumnezeu, ce trebuie să facem noi? Luați o decizie înțeleaptă, ne invită Domnul cu parabolele de astăzi. Sunteți niște oameni norocoși, mulți profeți și drepți ar fi voit să audă ceea ce auziți voi și nu au auzit, să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Sunteți oameni aparte. Nu lăsați să vă scape comoara peste care ați dat. Acum este momentul să vă decideți. Iată, mai întâi, Iisus ne spune, împărăția lui Dumnezeu cere o decizie promptă și totală. Ca un om care ajunge să vândă toate averile sale pentru a cumpăra un ogor. Sau ca un negustor care vinde tot ce are pentru a achiziționa o perlă. În al doilea rând, renunțarea care se impune, ce vând? Toate. Renunțarea la aceste bunuri izvorăște din faptul găsirii comorii. Motivul care poartă ucenicul să renunțe la toate este bucuria că a găsit o valoare mare. Să ne oprim puțin la aceste două personaje pe care Domnul ni le pune în față. Un om care muncește cu ziua la câmp și un bijutier bogat. Ei sunt cei care acționează și totuși nu ei sunt protagoniștii povestirii. Adevărații protagoniști sunt mai curând comoara și perla, care cu prezența lor provoacă acțiunea celor doi oameni. Țăranul, care probabil nu este bogat, găsește o comoară într-o țarină care nu este a sa. Atunci, cu multă înțelepciune, o ascunde din nou. Și, cuprins de bucurie, se duce și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. Bijutierul este un negustor bogat care are puncte de vânzare peste tot și caută perle prețioase. Când găsește un mărgăritar de mare preț, spune Domnul, se duce, vinde tot ce are și îl cumpără. Iată, iubiți credincioși, unul nu este bogat. Altul este foarte bogat, dar amândoi, și aici este lucrul cel mai important, amândoi sunt în stare să vândă tot ce posedă pentru a ajunge să dețină comoara sau perla. Sunt fascinați, sunt captivați total de tezaurul peste care au dat. De aceea, în inima lor, nu este nicio părere de rău că trebuie să se despartă de bunurile pe care le dețin. Ei nu fac nicio jertfă. Dimpotrivă, se bucură să renunțe la ele. Da, au o valoare bunurile lor, dar această valoare devine atât de relativă în comparație cu ceea ce au descoperit ei acum. Nu ni se spune în parabolă că
un om a vândut tot ce avea și a început să caute o comoară ascunsă. Nu ni se spune. Ni se spune însă, un om a găsit o comoară și de aceea a vândut tot ce avea ca să o dobândească. Adică, trebuie să găsești comoara ca să ai forța și bucuria de a vinde totul. Cu alte cuvinte, trebuie mai întâi să-L întâlnești pe Hristos, să-L întâlnești cu adevărat, în mod personal, în mod conștient, ca un francez din Assisi sau mai recent o Teresa de Calcuta. Să-L descoperi ca pe propriul tău prieten, salvatorul tău, singurul salvator. După aceea va fi foarte ușor să renunți la toate. Și cred că aici înțelegem ce ne spunea Iisus cu câteva duminici înainte. Jugul meu este plăcut și povara mea este ușoară. Doar în această logică înțelegem și alte cuvinte ale Domnului. Aceasta este experiența pe care au făcut-o și apostolii. Chemați de Domnul, ei au părăsit toate și L-au urmat, ne spun Evangheliile. Da, urmarea lui Iisus cere o ruptură promptă, radicală, totală. Însă, această despărțire, această ruptură, se naște din găsirea unui dar neașteptat. Îmi vine în minte Iisus care trece și îl vede pe Matei, evanghelistul de astăzi, la o tarabă. Și spune, vino și urmează-mă. Și El a lăsat toate și L-a urmat. Este ceva deosebit aici. Nu s-a așteptat. Este un dar pe care nici nu-l visezi. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu care ni se revelează, ni se descoperă ca prezentă în mijlocul nostru, în persoana lui Iisus. Astfel, cine L-a întâlnit cu adevărat pe Domnul, nu poate să nu-L urmeze. Atunci, omul nu spune, am lăsat asta, ce e creștinismul, cum e în religia voastră, trebuie să renunțăm la asta sau la asta, la voi cum se postește. Toate acestea nu și-au rostul, întrebările acestea. Creștinismul este altceva, este religia celui care L-a întâlnit pe Hristos, într-un mod sau altul, întrucât Dumnezeu i s-a descoperit lui, fără ca El să se aștepte, doar căutându-L și așteptând să se descopere. Cine L-a întâlnit, iată, cu adevărat pe Hristos, nu poate decât să-L urmeze. Atunci nu spune, am lăsat, dar am găsit o comoară. În fața descoperirii împărăției lui Dumnezeu, care ni se revelează și nouă, iubiți credincioși, nu poți să nu renunți la toate. Și asta chiar cu bucurie. Că ce ai în față, cea mai mare valoare care te satisface, te împlinește. Ești un om fericit peste care a dat un mare noroc. Iată, Evanghelia este exigentă, dar vă dați seama, este atât de plină de umanism. Într-adevăr, a fi creștin sau, altfel spus, măsura ființei ucenicului lui Hristos nu este despărțirea de lucruri, de diferite realități, ci faptul că îi aparținem Lui, care este comoara adevărată, perla prețioasă. Este experiența pe care a făcut-o și Apostolul Paul și pe care le-o comunică în scris Filipenilor. Iată ce spune el în capitolul 3. Cele care erau pentru mine mai înainte un câștig, de dragul lui Hristos eu le-am considerat o pierdere. Ba mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Hristos, Iisus, Domnul meu. De dragul Lui am pierdut toate și le consider drept gunoi, ca să-L câștig pe Hristos și să mă aflu în El. Toate devin atât de relative, nu mai au aceeași valoare pentru care să merite să-ți dai viața. Hristos este în centrul atenției lui Paul.
În concluzie, iubiți credincioși, astăzi, în societatea noastră în care totul se cumpără, totul se vinde, chiar și persoana umană, ar trebui să ne întrebăm, să stăm puțin, să ne limpezim din haosul care ne învăluie. Cine suntem noi? Să ne confruntăm cu personajele din Evanghelie, din parabole. Ce cumpărăm, ce vindem noi? La cât suntem în stare să renunțăm pentru Hristos? Dar în parabolele pe care le-am ascultat, pe care le-am meditat, mai există niște personaje subînțelese. Vechiul proprietar al pământului, care nu-și dă seama că în ogorul său există o comoară și îl vinde primului care îl cere. Sau bărbatul ori femeia care avea perla prețioasă și nu-și dădea seama de valoarea sa și o cedează primului negustor în trecere, poate pentru o colecție de perle false, pentru că așa credea el sau ea că e perla pe care o deținea. Putem vedea aici un avertisment adresat nouă oamenilor de astăzi ai vechiului continent european, gata să vindem sub preț credința noastră și moștenirea noastră creștină? Sunt niște provocări, doar câteva din provocările pe care ni le adresează, ni le face cuvântul sacru de astăzi. De aceea să ne rugăm împreună cu Solomon, regele din prima lectură: Doamne, dă-i slujitorului Tău o inimă înțeleaptă ca să iau o decizie astăzi în favoarea împărăției Tale. Amin.